bună și Hei, bună și bine v-am regăsit la un nou episod. V-am pregătit un show extraordinar astăzi și am prins o grămadă de chestii, așa că rămâi pe fat. Salut! Am luat ieri casetele alea de la tine, niciuna nu-i ce scrie pe carcasă. Ce voi lua, nu știu, când le iau și eu, așa le dau și eu. Da. Da. Deci eu mă gândeam că le ai, dar nu vrei să le dai pe alea bune. Nu, ai văzut că aici a fost pus. Aici a fost pus. Deci, dacă iau, nu știu dacă le. Ei, da, numai tâmpenis pe acolo. Înțelegi? Am luat un telefon și când m-am zis că la casă, ce era să fac? Se întoară ăla în cap, că la bucești la vece cu 2 lei, 3 lei. Păi bine, man, și dacă o luat el țapă, trebuie să iau și eu? Sau cum e cu țeapa asta? O iei de la unul și o dai mai departe? Babi! În fine. Am pățit o fază tare acum pe Uber, adică am pățit. Mă gândeam și eu că eram un pic depresiv și am vrut liniște, dar o să vă povestesc după faza cu casetele. Dăm 30 de ani. Astăzi bune iarna. Auzi, iau-te-le amin, ei. Dă 40 ani toate. Dar n-am nevoie de... Serios, că n-am nevoie de toate. N-am ce să fac cu el. Bă, dar chestia asta o zic toți. Dăm atâta și ale pe toate. N-am nevoie. Nu, dar mă gândeam că n-am. Da, da, bun, mersi. Deci chestia asta o spun toți. Ah, dă-mi atâta și a tot. Dar ce dracu să fac cu tot? Că nu-mi trebuie tot, nu mă ocup cu vânzări, cu cumpărări, ca să zici că mă apuc și ți iau toată marfa și după aia o vând eu și fac profit sau prostii de asta. Am fi. E, eram un pic așa că... Uite-l pe Batman. Eram un pic îndoit așa, ca să zic că mi-am comandat un Uber și chiar speram să fie unul de... Nu știu, de altă naționalitate, numai român, nu? Că ea de obicei nu vorbesc, stau foarte... tăcuți, e super, tot drumul până în piață, e liniște totală, că urmează haos. Și am prins unul, nu știu, era de ceva palestinian, izraelian, nu știu ce era, și am zis, e în sfârșit liniște. Băi, și nu crezi că închid ușa și, na, îi spun Flavia, și după vreo 30 de secunde de liniște, chiar mă gândeam, o, ce fain, începe. Aaa, și ce zici de vremea asta? Băga-mi așa cu l-andreacu. Chiar când am zis că am și un pic de liniște, putu-te în gura, învăța românește. Am încercat să mă eschivez, să scap de conversație, dar n-ai cum, frate. Așa trebuie să ne cunoaștem, m-au povestit cum a ajuns în România, cum... Chiar asta și vroiam în puii mei când am plecat de acasă, în loc să am liniște în Uber până acolo, să se apuce să-mi spună toată povestea vieții lui, cum a ajuns el aici, în corabie. Glumesc, nu în corabie, dacă ai idee. Ah, Doamne. Ah, glumeam și eu. Și dacă crezi că gluma asta era sărată, mai am încă 3 pe țeavă, așa că... Ăștia cu filmatul lor. Te ne filmezi. Mă mir cum m-au lăsat să și trec cu camera pe acolo. Aproape că nu m-am mai dus azi la piață, bă, omule. Deci cel mai mult îmi place când vecinii aia din partea stângă se ceartă. Când începe aia, ai pula mică. Și el de acolo, da? Păi și ție-ți pute pizda, mortăciune. Stai seama, în secunda când începe cearta aia, clic, am și dat televizorul pe mute. Adică e super tare. Și într-o zi de dimineață, chiar acum, duminica asta de dimineață, când să mă duc la piață, a început un nou show, cum îi zic eu, și aia s-a apucat iară, ai pula mică și nu știu ce, du-te dracu de handicapat, bla, bla, ăla la altul, du-te dracu cu pizda ta puturoasă,
Și de undeva din colț se auzea copilul cum râde. Băi, omule, mă tentează chem protecția copilului sau ceva. Și așa nu-i sănătos copilul ăla, că tot îmi bătea în zid, încolo, la mea toată iarna. Băi, așa, bă. Să primesc acceptul de la boieră. Asta la ce preț e? 400. 400, dar din păcate cred că nu era orgă, cred că era un sintetizator de ăla, de ce legi la un MIDI, nu știu cum, care legi la calculator, știi? A fost marfă destul de bună azi în piață. Să știi. M-am grăbit puțin, că aveam o întâlnire puțin mai târziu. Bă, cuceritul ăsta, cuceritul e greu, bă, în ziua de azi. Deci numai până o cucerești, să-mi bă pula, că ești transpirat leoarcă, bă, e omul. Dar și când reușești, e maximă. Eu câteodată reușesc să o conving pe aia să ne futem, după care mă duc acasă, îmi dau o labă și tot e ok. Mă și întreabă colegii a doua zi, ai făcut ceva, mă? Nu, dar am cucherit-o. Și în general ăștia râd, știi, de mine că sunt singur la vârsta mea, că n-am ce fute când ajung acasă. Dar știi care e faza? Lasă, frate, că mulți sunt într-o relație sau căsătoriți și nu fut nimica, știi ce zic? Dar măcar pe mine când ajung acasă nu mă așteaptă nicio grasă isterică cu chef de ceartă și sete de bani. Știi ce zic? Ei, liniște totală. Poți să te caci cu ușa deschisă, poți să te piși pe capac, nu-ți zice absolut nimeni nimica. Poți să, nu știu, știi ce zic? Poți să mănânci în pat, mă rog, nu-i recomandat, dar na. Mai ales dacă ești singur, odată în puii mei, te-ai necat și te găsește vecinii după vreo 3 săptămâni. New fear unlocked. Da, aici era un laptop interesant. Deci fii atent la faza asta. Asta la ce preț e? 500 de lei. Da, funcționează sau? Funcționează. 17 de lei. Să se vede 256. Da, deci, cum o zis, erau 1.7, 16 GB de RAM, SSD de 512 sau ceva de genul ăsta, dar m-am uitat, erau 1.7 generația 4, mi se pare. Apoi, sincer, chiar dacă e Asus Gaming ROG, nu știu dacă are rost să te complici, știi ce zic? Totuși, e generația 4, ai trecut și e și mobile, deci e și mobile. Aia e problema, adică e de putere mult mai mică decât un i7 generația 4 de desktop, știi? Practic ăla-i dă fum la ăsta. Da, scuze că v-am arătat mâna în loc să vă arăt laptopul, dar, na. 3 giga? Era o placă video de 3 giga în prime, era un GTX 1060 sau 1070, nu mai știu exact. De 3 GB. Păi eu am eu un laptop acasă de i7 GTX GM900 bla bla de 4 GB. Doar ăsta pentru că e Razer sau Asus ROG, sincer, nu, mersi. Care ar fi ultimul preț? 1400 ultimul preț. Nu pot să-ți dau nimic. Deci, apoi, de ce în serviciu a schimbat pastă termoconductoare, broța de praf? Am înțeles, am înțeles. Deci să-mi bat picioarele, eu am înțeles 500 prima dată. Am încărcător. N-am auzit mia, am înțeles. Deci nu știu, derula... Oricum n-am atâta la mine. Derulați și voi un pic înapoi. Deci când am... prima dată au spus 500. După aia s-a transformat în 1500. Ca la aia cu trotineta, bă, băiatule. Prima dată o zis 800, după aia... A, nu, 1800. Ești prost! Bine, nu știu de unde a ieșit vocea asta, dar chiar așa. Deci 1600, un i7, generația 4, 16 GB de RAM și 3 GB video. Da, îmi pare rău, dar poate să fie și de la Adidas sau Nike, că tot
Chiar nu mă interesează firma. De... Sincer, nu știu dacă e vreo sau chiar așa mare diferență între i7-le meu, am un HP, e i7 generația a 4-a, tot așa quad-core octa-thread, tot 16 GB de RAM, SSD normal și 4 GB de așa video GDDR5, ba nu, doar DDR5 simplu, fără G, și al lui avea 3 GB de RAM. Deci chiar și dacă îi cu câteva puncte mai șmecher ca meu, că vezi, doamne, e Razer sau Asus ROG, nu mai știu exact. Păi sincer, pentru fucking 15 milioane, nu mersi. Deci nu mersi, mă lipsesc. Păi cu banii aia mi-au un Ryzen în pana mea. Deci am găsit laptop pe net cu Ryzen 5, tot așa, quad-core octa-thread, 16 GB de RAM și mi se pare SSD de 1 tera sau ceva de genul ăsta, era undeva la 12 milioane și, adică 1200 de lei. Și cum vinzi un i7 generația 4 la 1500, lasă treacul de treabă. Sincer, mi se părea mult și câte am auzit prima dată că 500 de lei. Doar că arată șmecher. Sincer, eu nu dau bani pe aparențe. Eu dau bani pe funcționalitate. Pe mine mă interesează cum rulează, nu cum arată. Sincer, poate să arate ca un căcat de ăla fumat. Atâta timp cât rulează bine, e perfect. Și așa e, bă. Am vrut și eu liniște în drum spre Flavia și am avut numai parte de vorbărie. Și din aia pocită, că nu era românește cum trebuie, știi? Parcă mi-e dor de cursele alea cu taxi în poșca mea, în care te urcai în mașină, mașina puțea cur și a fum de țigară. Șoferul era pe jumătate beat, îi te ducea până când intrai în localitatea unde vrei tu sau pe strada pe care vrei tu, îl întrebai: poți să mă lași și pe mine în fața casei? Nu. Dar te las aici dacă vrei. Deci tipul zicea că totul de pe masă e la 5 lei bucata. Și ai zis, bă, boxele astea par mișto. Alea, adică alea de două boxe, 10 lei. Păi da, dar-s legate, ce fac, tai firul? Și cât e acolo, că n-am luat? Păi, una, două și boxele. Deci ai observat ce țapă vreau să-mi dea, bă, omule? 5 lei orice produs poftit. Mai bine zicea 5 lei, sau mai bine spunea produse la 5 lei. Mersi. S-au produse și la 5 lei. Au fost cam dezamăgit, băiețașul. Da, chiar așa, tai firul, ce dracu. Da, că zicea că, păi da, dar vezi că boxele sunt 10 lei, că-s două. Aha, păi na, eu vreau să iau numai una. Ce facem, tăiem firul? Păi da, chiar așa, în bolă mea. Ce dracu, nu? Bine, și eu m-am zgârcit la 5 lei acum. Știi eu ce zic? Și chiar, băi, știi cum se aud boxe? Impecabil, bă, omule, nici nu mă așteptam. Deci nu, am avut boxe de lemn care nu se auzeau cum se aud plasticurile astea. Au un bas de ăla fain curat, nici mie nu-mi vine să cred. Se aud super bine. Și na, au și RGB acum. Sau biecuri, cum au zis ăla de ieri. Au biecuri. Da, tot caut un Redmi de ăla, știi? Am zis că poate folosesc display-ul de la ăsta, care ați văzut cum o da cu șurubelnița în el, ce dracu a făcut. O rupt aia de pe placa de bază, am zis că poate găsesc unul, iau display-ul de la ăsta, că display-ul e impecabil. Și placa de bază de la ăla și știi ce zic? Și fac un telefon super bun din două. Dar tot găsesc eu unul spart până la urmă pe acolo. Îl iau ieftin și să vezi ce telefon îmi trag. Hei, eu. Astea n-au cont de Google sau Apple sau eu știu ce alte prostii. Da, mă, tot caut un ceas de ăsta. Nu de alta, dar vreau să am scuza aia. Am uitat să-mi trag ceasul.
venit ieri 70. Deja, una, deja parcă și văd. Din ce? Din fântână. De... Ah, nu mi-a sunat ceasul. Sau mai rău, mi-a sunat ceasul. Hai de până. Oricum, dacă îmi sună ceasul, n-am mulți de vizitat. Numai 1500 dintre voi. Pe la toți trec. Și o să fac cumva să trec ca Moș Crăciun la toți noaptea. O să auzi o bătaie de către oglindă. Și când auzi bătaia aia, să știi că eu o să bat de 3 ori și după aia o să fie un kilot lăs. Asta la ce preț e? Oh, fii atent! De la joc? Zicea păi căci nu, că ar trebui să aibă manete. Pe mine asta mă interesează. Nu am avut o manete, dar n-am luat. Da. Asta cât ce rupe? Ce, mata statura? Da. Da, aia mă interesează. O sută de lei. Omule. Și te-au venit numai... Era să zic ceva ce-o mai zic și altul. Să se laude cu marfa. Chiar așa. Da, deci ăla zicea că tastatura, nu? Dau separat că e de la joc. De la ce joc? De la Xbox One? Pe bune? Ei, tastatura, mă rog, mecanică. Imitație de mecanică pentru calculator. Și că l-am întrebat cât e. Păi nu știu, că nu știu ce, am întrebat pe ăla, cu cât o dai, că mă interesează. A, 100 de lei. Ești prost la cap. 100 de lei o tastatură. Dar ce-i mai poleită cu aur? Și 99% că pun pariu că sunt taste care nu merg. Și nici măcar nu-i mecanică, era imitație de mecanică. Băi, omule. Bă, deci unii chiar zici că își bat joc de prețuri, să-mi bag picioarele dacă nu. Deci vin în piață fără chef de a vinde sau nu știu, vii ca să plătești locul aiurea sau ce dracu, mă, omule. Lasă-o naibii de treabă. Chiar în halo, 100 de lei un rap în de ăla de tastatură. Du-te, bă, omule, de aici. Doile bucate aici, poftiți, alegeți! Auzi aici preț, ăsta da, 2 lei. Doile, orice produs din cutii. Ia auzi ce frumos sună. Haideți, alegeți că avem astăzi ofertă. Cred că mi-o fac ton de apel. Sau sonerie dimineață. 2 lei. Ia. Merem la lucru. Băi, omule, stăteam în tramvai și o ascultam pe una cum îi povestea lui prietena ei că ăsta a lăsat-o gravidă și nu a vrut să pună bani la avort și chestii, da, glume cu avort, aha, v-am prins acum. Da, și povestea că o lăsat-o la gravidă, că nu a vrut să pună bani la avort, că nu știu ce, că costă o grămadă de bani, că ăsta... Și mă gândeam, bă, omule, deci cum să-ți dai drumul în ea și după aia să nu ajuți măcar cu banii de avort? Adică dacă totuși... Na, știi cum e. Măcar bunătate de bază, așa, știi? Adică măcar să te oferi, adică vrei să pun și eu... Nu. Ok, mersi. Dar nimic. Ăla nici măcar nu s-a oferit, ci că nu-i mai răspuns nici la telefon după aia. Și mă gândeam, hai de pula mea. Deci așa că, fetelor, dacă vă futeți cu mine și rămâneți borțoase, aveți un avort din partea casei. O să fie de la mine, cu dedicație. Și îți mai dau și bani de un suc. Așa că nu-ți fă griji. The Kilotless. Ei, gentleman. Scuze, nu-mi place să fac partea asta cu avorturile, dar am contract cu o casă de avorturi și o zic că la 3 reclame primesc un avort gratuit, așa că... Lume... Deja și văd comentariile! Ce? Ești pro-avorturi? Ești... Nu sunt nimic, mă doare ăla ce face unul și altul, man. Tu trebuie să înțelegi, aici pe canalul ăsta... Ăsta la ce preț e?
Cerea 100. Am dat să plec, o mai vreau să negociem, dansul pinguinului. Mă mai uitam și pe la orga aia. Mai un pic de dans. Ce faci pe ea, băsule? Pe ce? Eu vă zic, dar nu vă supărați. 50, mai mult nu. Dă-mi 80 dacă vrei și ala. Nu pot nici ăla. Vroia 80. Orga, la ce preț îi? Tot așa, la 80 te-o dau. Deci vroia 80 și 80. Păi faceți-mi un preț pe amândouă. Auzi, ultimul dăm 150 pe amândouă și la ala. Am făcut 70 de lei. Păi noi, 75. De la 200, bosule, am lăsat. Hai. De la 200, bosule, bun, e 150. Hai să fie. Că Orga era un Casio. Na. Am zis că am făcut o treabă bună, știi? Și eu. Și pick-up-ul era mai șmecher ca ăla care l-am luat data trecută, că avea și USB și mai multe chestii. O să-l vedeți la final. Pentru că le-am și făcut proba. Normal. Trebuie, știi? Imaginează-ți că a încăput Dita mai geamantanu, man, și boxe, și tot. Portbagajul meu e... Pfă! Ai super tare. Așa. Unde rămăsesem? A, da, la avorturi. Deci, cred că cu gluma asta am pierdut vreo 50 de abonați. De puii mei. Da, mă, dacă n-ai simțul umorului, chiar și despre chestii de astea nasoale, îmi pare rău, dar nu prea ai ce face pe canalul meu, pentru că aici glumim despre tot. Începând de la morți și răniți până la, nu știu, avorturi. Parizer nuclear, brânzoaică. Brânzoaică e cum se face organul sexual feminin în timpul verii. În caz că nu știai. Sau strudel cu brânză. Te-ai prins? Că dacă ai brânzoaica tău, trebuie să fie și ăla ceva, nu? Strudel cu brânză. Și azi e sărbătoare. E Sfânta Elena sau ceva de genul ăsta. Sper că nu Ceaușescu. Băi, chiar băi, avem o grămadă de sfinți, bă, omule. La noi toată ziua bună ziua e sărbătoare. Dar ce mi se pare cel mai tare și cel mai tare, cred că am auzit un bit despre chestia asta. Noi ca popor, cât de săriți să fim să sărbătorim tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Frate, ce neam sadic suntem noi de sărbătorim așa ceva. Deci eu stau și mă gândesc, cum dracu să te viziteze extraterestrii? De fapt, stai că am și văzut un articol. Papa Ioan Paul al II-lea, nu, ce? Nu, pardon, al nostru, căcatul ăla bărbos, cum dracu îl cheamă? Prea fericitul Daniel, vrea să boteze extraterestrii, bă, omule. Dacă cumva ne vizitează anul ăsta, anul viitor, peste 2 ani, vrea să-i boteze. Ești prost la cap. De aia nici nu vine, mă, eu nu mă duc pe pământ, că ne botează ăștia. De pune. Adică tu te-ai duce undeva, să zicem că e o planetă plină de martorii lui Jehova, te-ai duce acolo? Crede-mă, nu te-ai duce acolo. Hai de pula mea, imaginează-ți. O planetă întreagă de martorii lui Jehova, păi mei. Ai. Mai degrabă m-aș duce pe o planetă din aia de... Ce dracu era Hitler, zi... A nația ariană din aia, cum dracu îi zice. Mai degrabă m-aș duce acolo, măcar acolo te mai și distrezi un pic înainte să te gazeze. Da... Imaginează ce rigiditate ar fi pe o planetă din aia de martorii lui Jehova. Na, cam așa ne văd extraterestri pe noi. Nu dracu să te viziteze, uite-și tu. Nu mai trebuie să treacă nimeni. În primul rând se duc în Flavia
Vor și ei să cumpere niște tehnologie de la noi. Da, boss, ăla merge! Se duc acolo în navă, bagă în priză, pățește ce-am pățit eu aseară, în pula mea. În momentul când dă click pe buton, îți explodează nava, în pula mea. Băi, șamar. Ei bine, am vorbit din nou despre brânzoaică și strudel, extraterestri și Ioan Botezătorul, în pana mea. O gamă largă de subiecte, deci nu puteți spune, dragi români, că nu vă plictisiți pe canalul meu. Că vă plictisiți pe canalul meu. Dar ne întoarcem la subiectul principal și preferatul meu, relații și femei. Ce mi-e dor, bă, să mă mai cert într-o relație. Deci ce mi-e dor e să mă mai cert într-o relație, frate. Acum toată lumea știe dacă ești bărbat însurat de, sau măcar într-o relație de vreo 2 ani, deja știi. Da, cântam Down with the Sickness. Deci știi dacă ești în 2 ani, dacă ești cu cineva deja de 2 ani, știi de la, din start. Că dacă o femeie e nervoasă și se apucă și se ceartă cu tine, în momentul în care îi spui calmează-te, e ca și când apeși butonul ăla care detonează bomba nucleară. Dumneavoastră sunteți aici? Domnul. Ah, bună. Care ar fi cel mai ieftin flex pe baterie care îl aveți? Pe baterie ăla. 200 Nu ăla, din astea două sau 400. E negociabil, dacă te interesează, nu poate lăsa ceva. Păi, de altul ăla, e 400? Sau... 400, dacă te interesează, 370. Cu două baterii și încărcător? Două baterii, încărcător, apărătoare, cheie. Facem. Deci când am auzit 400 de lei de alt, da, buget mare acum. Ei. Păi numai ce am luat salariu. Cât a zis? 370. Dacă aveți 40 de mai mare, trebuia să fi lăsat bateria, să-i dăm o probă mică, să vedem dacă măcar o ia. Aici trebuie, uitați. Aici trebuie asta. Ce, alea de viteză? Variator aici. A, nu, aici ți arată cât e bateria. Nu, nu, de acolo dai și ăsta. A, da? Sigur. Spărnește. Tare. Am înțeles, am înțeles. Blan, hai, rămâne. Se auzea ca și când rula uscat, așa, așa că când am ajuns acasă, i-a mai băgat niște vazelină acolo, știi? Era aproape uscat. Și vazelina care era, era un pic tare, se pare că astea stau de ceva timp, știi? Da, nu-i stres, la munții. Și machita la am... ce preț e? Da? Deci tot 400. Ha. Adică 370 de lei, nu euro. Știu ce zici, e posibil să fie copii de alea. Mulțumim, fain! Numai bine! Da, sincer, cred că mă duc și iau și machita ăla. Chiar dacă-s copii, sunt destul de fidele, știi? Că nu-s cu acțibil de ăla, că să zici că o lipit un acțibil cu DeWalt și na, e un flex galben cu negru. Nu, chiar... pare ce trebuie, adică e destul de tare, ăla de altul ăla l-am și dus deja la firmă, deci merge Blansky, știi ce aia? Se taie cu el, rulează super bine, deci chiar nu pot să mă plâng. Da, mă, și așa e, am luat flex de alt 370 de lei și cred că iau și machita ăla cu 370 de lei, dacă o mai fi. N-avea nimeni tupeul să întrebe, frate, când le-au văzut așa noi, nu întreba nimeni cât e. Am zis, hai să am eu tupeu. Era fain mixerul ăla, dar îl dădea cu tot cu boxe, știi?
Și hai să fim serioși, că nu știu, eu nu știu ce DJ, așa că n-aș avea ce să fac cu el. Mă uitam că tot căutam încă un flex pe baterie să fac o diferență de preț. Ia uite bă, și fan curierul vinde în Flavia, ești nebun? Haide pe ăla mea ce-o ajuns. Du-te dracu, până și ăștia au ajuns să vândă în piață. De fapt, oricum firma era pe... pe s-a dus curului. Da, uite-o pe tanti aia cu jocurile, adică mă rog, acum au fost nenea. Nu mai prea avut atâtea jocuri. Cred că o cam vândut plasele alea cu jocuri. Probabil la ăla care le dă mai scump, care le vinde la masă. Că tot mă întreabă un abonat despre tanti cu jocuri. Păi ia că tu. O cam tot venit zilele astea. Deci probabil că vine și weekendul viitor. Așa că, man, dacă chiar vrei să vezi și pe acolo, mai mult ca sigur că vine și weekendul viitor. Uite, mai ies ceva jocuri, ceva de Xbox, ceva de PS3 și 4, acum na. Mai este ceva. Eu mă uitam la laptopuri, că jocurile de PS nu mă prea interesează. Și după cum ați văzut, ieri avea și ceva console mai retro, așa, gen Atari și de astea, știi? Faine, faine, mă înțeleg. Hai, mă, că mi-au scuze. M-a luat sughițul. Mi-au copyright strike de la muzica asta. Apropo, voi ăștia din piață, dacă vreți să țineți unul cu camera la distanță, puneți muzica. Asta era o placă video, un Radeon HD 6000 bla 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 cu 1 giga de GDDR5. Dar nu mai prea ai ce să faci cu 1 giga în ziua de azi. Nici n-avea HDMI, avea numai două porturi DVI, deci asta e. Și din nou o tonă de aspiratoare de alea. Bă, oare-s bune de ceva? Hai voi care știți. Ar trebui să-mi iau un aspirator bun. De fapt, stai mă, că eu am aspirator bun, am un cracker de ăla, sau crusher, sau cum dracu îi zice, ăla cu galben. Am uitat. Ar trebui să mă duc să-l iau. Scuze, dar era cam greu cu toate bagajele astea să mă concentrez pe cameră. Acum încep să-l înțeleg pe... Încep să-i înțeleg pe unii de ce le lasă, pe unde le lasă. L-am întrebat cât e gitara, dar vorbea omul la telefon. 700. La 700 de lei. Sincer, dacă cerea 300, îi dădeam pe ea, dar 700, no. Na, că am zis la unison cu mine din piață, am vorbit amândoi între același cuvânt. 700. Come to the dark side. I am your father. Doamne ferește. 70.
Bag-o la prinsă, toate ar vrea. Nu mai știu de ele, de ori. Vezi că urmă nu ți-l cumpără și pe ăsta după. Aici am văzut o chestiuță interesantă, era o mașină din aia teleghidată Mercedes, dar se vedea că e de prin anii 70 după telecomandă, știi? Că mi-a zis cineva că dacă văd machete prin piață și de-astea să... Asta, na, păi pune-l pe pauză și dă-i zoom, că pe telefon poți. Și o să vezi merțanul ăla, e un merțan de ăla mai vechi. Sinceră, așa-i? Ei bine, și aici mă îndreptam deja către ieșire. Am zis să prindem și ceva frumos pe cameră. Bine, nu a fost cu intenție, da? Încercam să trec de ele, dar tot venea câte unul în păii mei și nu reușeam să trec. Se mai plimba și ăla de lângă mine. Tot încercam să trec de ea cu fundul ei. Ah. Pun pariu că ar lua unul o mușcă de acolo. Asta dacă nu pățești cum am pățit eu, i-am dat pantalonii jos lui una, băi, și-a început să miroasă în cameră numai cur de ăla nespălat de o săptămână în păi mei, îți dai seama că mi-a murit tot chef, frate. Facă video la ce preț ai? 350. Și de cât e? 4 giga sau 8? Da, de 4. Un preț total așa. Le dau cu 350 de amândouă. Da. Dăm numărul și vin să o vedem mergând, că așa... Îți cam mulți bani ca să-i dau în piață, știi cum e? Nici nu pot să dau una. Da. 0734. Da, secundă. 796. Vai, cum stăm acolo mai? 226. Îți dau un bip micuț. Triste, dacă vrei să-i să vă să. Așa. Okay. A, bun, ne auzim. Dacă nu o dai. Da, salut. Mai îți spun sincer, mă cam tenta, că n-am avut niciodată un GTX 1660. Știu că-s cam trecute deja, că totuși, cred că 4 GB sau 8 GB, nu mai știu exact. Cred că 4 GB, GDDR5 sau, nu, GDDR6 parcă. În fine, nu țin minte toate detaliile astea tehnice. Ideea e că mă tenta, dar era un pic cam prea mult ca să mai iau o țapă din piață, așa că i-am luat numărul, am zis că dacă chiar îi... Na, dar după aia am realizat, stai mă, că am 10-50 de 4 GB care l-am luat când, ieri alaltă ieri, și după aia ați văzut că l-am testat cu Ryzen-ul ăla și mergea perfect, știu? Deci, din păcate a picat, dar mă tenta RAM-ul ăia, trebuia să-i fi luat atunci. Erau 4 GB la, nu mai știu, 2666 sau ceva de genul. Ar fi fost bun. Mai adăugam la ăștia 8 care i-am.
și după aia mai luam un stick de 4 giga și erau 16 giga total, era perfect. În dual channel, Ryzen nu iubește chestia asta. Asta era o placă video de 2 giga și pom pariu că cerea cel puțin 200 de lei pe ea, pentru că ăștia de aici de obicei scumpi. E scumpi! Și ei sunt niște scumpi, da? Marfa e scumpă. De unde? Că am făcut toți banii. Iată! A luat până acolo sau până aici? Nu știu, tanti, încă. De curiozitate, cu cât? Mult? Nu, 210 lei. Bun. Da. Bună ziua, domnul, azi ați făcut 400 de lei. Bravo, tati, de val, tu-i de val. Și cu două baterii. Americanii sunt pe putere. Și cu două baterii. De cât? Sincer, nu știu, cred că de 6 amperi sau ceva. Pe lei, la 6 amperi l-ai făcut. E ca lumea, mai avea un Makita. Mersi, salut. Rămâne mai acolo să te verifici. Păi l-am verificat, merge. Păi, dar cum ai scăpat telefonul ăla jos, hă? Da, după... Deci 3 ore și acum... Ai văzut când ți-ai prea mult la ceva, se duce. E acum, omul ăla de acolo, ăla da. Cărunt. Odată un Samsung Galaxy, nu știu, vezi, 9S10 cu 200 de lei. Păi mai din fața mea l-a luat unul. Se întâmplă astea la piață. Fuck! Asta e. Salut! Bună și bine v-am găsit acasă. Cam astea ar fi cumpărăturile pe ziua de astăzi. Da, au fost destul de productive, aș putea spune așa. Chiar foarte productive, aș zice. Hai să începem cu mărunțișurile ca de obicei. Avem Sissy Catch-ul ăla de care a zis abonatul meu ieri. Acum nu știu dacă o fi și... Da, nu e original. Studio Recording System Timișoara, România. Deci s-ar putea asta să fie una din casetele alea care le-am luat ieri și nu erau toate în aceeași, pentru că astea văd că toate sunt Roton, nu știu ce, cost ceva și Guță, Costi și Liviu Guță, nu știu, prostii de astea, la plăcere program, AMA Production și Zone Studio. Astea sunt toate probabil casetele care erau aici în alea de ieri cu Star Commando și prostii. Și în caz că vă întrebați, nu, asta nu e aceeași chestie cu aia care am luat-o eu ieri. Asta e cu totul altceva, că chestia care am luat-o e aici. În caz că o vedeți. Deci asta este un alt pickup. Asta vreau să-l fac cadou lui sora mea, să aibă și ea. E mai împrumut din plăcile mele. Ok. Avem o baterie de 6V și 4,5A. Acum nu știu dacă o fi bună sau nu. Și dacă nu a fost, cât a fost? 2 lei. O duc aici la centru de reciclare și mi-au 5 lei. Și am făcut 3 lei. Yay! Așa. Avem un încărcător tot cu 2 lei de 5V și bla bla bla, ceea ce e perfect pentru ăla. Avem tot așa o pereche de boxe
pe care au vrut omul să-mi ia 10 lei, căci că 5 lei și 5 lei, păi ce fac, tai cablu, ce dracu? Cablurile, că-s două. Ne, astea ce că ar fi cu RGB. Păi, o să vedem. Mă gândesc să aud ca pola. Capuța. Avem un hard. O să vedeți la un moment dat proiectul pentru care am luat hardul ăsta. Vreau să-mi fac un 486. Asta este un hard de 13 giga. Oho, pentru Windows 98 e perfect și câteva jocuri. Cu Windows 98 consumă 1 giga. Așa. Și bineînțeles, le pièce de résistance, ca de obicei. Avem... ești nebun. Avem DeWalt-ul ăsta cu două baterii, acum dacă o fi original sau nu, bună întrebare, nici eu nu știu, cu tot cu încărcător care pot să spun că e extrem de ușor pentru un DeWalt, dar bateriile par destul de grele, două baterii de 5 amperi, ia să vedem. Da. Și asta ar fi high. Super tare. Și asta? Blană. În caz că vrei să ascuți ceva. Super. Și bateria asta altă. Și asta e încărcată la maxim. Da, sună de parcă ar trebui uns în pana mea. Chiar ar trebui să lung. Da, are forță. Na bine, asta ar fi flexul de Walt luat azi din piață. Acum cât o fi de bun, rămâne de văzut. O să vă țin la curent pe parcurs, că ăsta îl duc la firmă. Să vedem, că de aia am vorbit cu colegul meu, să-l luăm sau să nu-l luăm. Și cam asta au fost cumpărăturile pe ziua de azi. Rămâne să probăm și chestia asta. Ia să vedem. Uhum, 5V, 1A. Da, probabil îi trebuie un, da, îi trebuie o mufă un pic mai mare decât asta. Ok, da, o să căutăm una și o să-l probăm și pe asta. Ok, după 6000 de ore de reparații și alea, am reușit într-un final să fac și chestia asta să funcționeze. USB REC, adică pot să înregistrez plăci de pe ăsta direct pe USB? Interesant, păi hai să probăm. Bun, ia să vedem. Așa. Mamă, dar ce încet se lasă cap. Ok, l-am dat mai încet ca să nu-mi iau copyright strike. Start, stop, rec. Poți să și transmiți. Interesant. Line in. Autostop. Mm-hmm.
Nice. Hey. Funcționește și ăsta. Și am și adaptor pentru el, că de-aia am chestia asta aici. Deci, Blansky. Hai să facem așa. Îl punem frumos înapoi aici. Mamă, dar ce încet se lasă în jos. Ok, și să-i punem și protecția de acușor. Pac. Și după câte văd, se încarcă. Deci aia înseamnă că ăsta, la fel ca și celălalt, are baterie internă. Ceea ce înseamnă că dacă eu îi scot chestia asta acum, aha, exact cum bănuiam. Deci aia înseamnă că, da, are și asta baterie internă. Blansky. Acum e pe Bluetooth, line in și fonul, adică ăsta. Super tare. USB rec. Deci poți să înregistrezi plăcile pe un stick USB. Super tare. Era și mai tare dacă puteai să înregistrezi de pe USB pe placă. Era deja prea de tot, ce dracu. Super tare. Bă, cred că îl păstrez pe ăsta și îl dau pe ălaltul lui soră mea, că ăsta e mult mai tare ca ăla. Ăla n-avea USB, n-avea chestii. E super tare. Și impecabil, la fel ca și ălaltul. Na, o să fie maxim de bucuroasă și ea și eu. Și văd că ține bateria, că uite. Că și la ălaltul, la ălaltul ține bine. Am ascultat două plăci pe baterie și nu era gata încă. Super, super tare. Ăsta da cadou. Bun. Na, vezi că toți mă întrebați... Ce faci cu ele? Le vinzi? Nu le vind, man. De exemplu, acum ăsta îl păstrez și ălaltul îl dau cadou lui soră mea. Și că na. Și apropo, că în cazul în care vă gândeați că de acum iau numai plăci și casete, nu, mai gata, mi-am făcut stocul de casete, adică stocul. Mi-am făcut plinul. Acum numai dacă mai găsesc o casetă ceva excepțional sau eu mai știu, atunci facem excepție de acolo și omul. Deci am casete acolo, am casete acolo, am casete acolo și am două rânduri din astea întregi de casete aici, plus, plus, plus încă vreo 50 de casete date împrumut la sora mea și la maica mea, deci de aia zic, mi-am cam, da, e dezordine maximă, cam așa e când probez eu chestiile astea și le repar, acum urmează orga aia. Da, deci... Momentan cu casetele puteți să vă luați de o grijă, la fel și cu plăcile, momentan am tot ce-mi trebuie, numai dacă găsesc aia lui Bee Gees cu Stayin' Alive, Stayin' Alive, na, eventual aia o mai iau. Și cam atâta cu, și cu plăcile, deci cu plăcile și cu casetele am cam terminat, numai dacă găsesc ceva excepțional, gen Metallica mai ieftin sau eu mai știu chestii. Se pare că merge și asta. Nu, ești prost. Stai că îmi iau copyright strike. Mamă, ce bas au, băi băiatule, băi, ești nebun la cap? Nu mă așteptam maimuțele astea să aibă basul ăsta. Ești prost la cap? Se aud super bine. Stai mă, nu o lua razna. Stai să caut ceva care să nu fie... Că data trecută mi-am luat țeapă cu stația aia. Să caut o melodie care n-are no copyright music. Adică nu că mi-am luat țeapă că nu mergea, mi-am luat țeapă că muzica care am pus-o la stație, după aia mi-a dat copyright strike și a trebuit să șterg melodiile din partea aia. Aia m-a enervat și acum sper să nu pățesc același lucru cu boxele astea, știi? Să nu-mi iau copyright strike, să trebuiască să șterg partea cu muzică. Chiar se aud bine, băi, omule, nici nu... Nu mi-am imaginat că două plasticuri poate se aud așa bine. Dacă avea RGB-ul estetic, adică să fie una într-o parte, una în alaltă, nu amândouă așa... Thank you.
ce basau, bă, omule. Au și baterie internă? Da, n-au baterie internă. Deci se alimentează pe USB. Ei, ești nebun. Sunt impresionat de chestiile astea. Puțin. Nu mult, doar foarte, foarte puțin, dar sunt impresionat. Și nu arată rău cu RGB-ul ăla. Faci un calculator RGB, mai pui și chestia asta, mai pui și un microfon de ăla cu RGB. Îți umpli casa numai de Rainbow Puke sau Voma Curcubeu sau ceva de genul ăla. Ok, hai să trecem mai departe la probe. Ok, astea au fost cumpărăturile de, să zicem, astăzi. Dacă ați rămas cu mine până aici, vă mulțumesc. Putea să fiți oriunde în lume, dar ați ales să fiți cu mine. Eu am fost Paul sau Kilotless, cum știe toată lumea. Și ne vedem în episodul următor. Am să mai fac și cu naveta săptămâna asta, doar că săptămâna asta e mai greu la servici cu spart de betoane și alte chestii. Așa că nu uita ca întotdeauna, jos chiloții! Fuuuuck!